Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video am pregătit etalarea de tarot pentru marți, 19 ianuarie. Hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, pentru sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. Wow! Ultima zi în care soarele este în zodia Capricornului și avem aici pe partea de dragoste, arcana majoră nebunul. Un nou început în dragoste. Pentru cei care sunteți singuri, aici poate să fie o persoană nouă pe care o întâlniți sau să începeți o relație cu o persoană pe care deja o cunoașteți. Va fi un drum lung, să fie o călătorie cu multe peripeții, cu multe suișuri și coborâșuri, cu multe încercări, dar și cu foarte multe momente frumoase de-a lungul ei. Bineînțeles, dacă aveți curajul de a păși în această călătorie, de a intra în acest parteneriat, de a începe această relație, dacă aveți curajul să vă deschideți în fața acestui posibil partener sau parteneră, lucrurile o să meargă într-o direcție foarte, foarte frumoasă. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, nebunul vine cu o energie nouă în relația voastră. Puteți să vă faceți țeluri noi împreună cu partenerul sau partenera voastră, să vă propuneți să realizați niște lucruri împreună, poate vreți să vă mutați împreună, să vă luați o mașină împreună, un apartament, o casă, să întemeiați o familie, să treceți la următorul nivel în relația voastră și asta vine cu propriile sale greutăți, cu propriile sale încercări, dar și cu un set nou de împliniri și de bucurii pe care până acum n-ați avut cum să le experimentați, cum să le simțiți. Nebunul ne arată că de aici încolo va fi o călătorie lungă. Veți avea mult de lucru, dar veți avea și foarte multă răsplată. E important să aveți curaj, să pășiți în acest necunoscut, pentru că povestea va fi una interesantă și foarte, foarte frumoasă. Pe partea de sănătate avem aici o altă carte din suita de săbii, ca și ieri. Ieri am avut regina de săbii, astăzi avem prințesa de săbii. Pentru parte dintre voi este posibil ca în urma unui consult medical sau a unei persoane pe care ați întâlnit-o ieri, care v-a prezentat sau v-a deschis ochii către noi oportunități, posibilități de terapii, de tratamente, astăzi să fiți foarte interesați să aflați mai multe informații referitoare la acest topic, la această temă. Și aici, cu prințesa de săbii, puneți să cercetați pe cont propriu, să căutați pe Google, să întrebați în stânga și în dreapta, să aflați mai multe lucruri referitoare la tratamentul, terapia sau medicul, terapeutul despre care ați aflat ieri. E o idee foarte bună aici să vă documentați, să faceți această muncă pe cont propriu, dar în același timp, în momentul în care o să fiți depășiți de situație, nu ezitați să apelați la o persoană cu mai multă experiență, la o persoană care poate să vă explice lucrurile care pentru voi sunt neclare, da? Aici e foarte, foarte important că atunci când ceva nu vă este clar, să întrebați, să nu treceți peste aceste lucruri confuzante, neclare, pentru că riscați să înțelegeți lucrurile complet greșit. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici regele de bâte, o energie foarte frumoasă. Da, v-am spus că toată neliniștea și toată nesiguranța și grijile de ieri erau nefondate. Pentru că, uite, astăzi vine și soluția pentru problema voastră. Acest rege de bâte puteți să fiți voi, mai ales dacă sunteți deja experți într-un domeniu, dacă aveți o anumită vechime în muncă și sunteți considerați experți pe domeniul vostru de activitate, sau poate să fie o persoană cu poziție de conducere care vă ajută și vă susține. Cu regele de bâte aici sunt foarte bine aspectate toate meseriile care țin de lege, legislație, menținerea ordinii publice, poliție, armată, procurori, avocați, judecători, chiar și paznici, gardieni, dar și investițiile
în orice companie legată într-un fel sau altul de unul dintre domeniile enumerate anterior. Dacă vi se propune să intrați într-un parteneriat de afaceri sau un nou loc de muncă, cu regele de bute aici, pare să fie un parteneriat foarte echitabil, cu o persoană autoritară, foarte calculată, foarte ordonată, care respectă litera legii și care va face lucrurile ca la carte. Adică aici nu o să fiți trași pe sfoară, lucrurile o să iasă ok. Înainte să finalizăm această etalare, hai să scoatem și un card de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles să dați un like acestui video. Pentru cei care n-ați văzut încă, etalările pentru anul 2021 sunt făcute pe fiecare zodie în parte, fiecare zodie cu videoul ei și etalările pentru luna ianuarie, la fel făcute pentru fiecare zodie în parte. În aceste etalări pe luni v-am adăugat și partea de horoscop ca să primiți mai multe informații. Puteți să găsiți link-ul aici în colțul din dreapta sus pentru ambele playlist-uri. Bun. Și mesajul pentru această zi este următorul. Orice problemă are o soluție. Creăm obiceiuri și probleme pentru a împlini o nevoie. Atunci când găsesc o metodă benefică de a împlini nevoia, mă eliberez de problemă. Mesaj foarte frumos, o temă foarte interesantă de gândire. Unde vă creați probleme singuri doar pentru că vă plictisiți? Sau pentru că n-ați găsit o metodă mai sănătoasă, mai frumoasă și cu mai multă împlinire pentru a răspunde unor nevoi interne. Mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine cu un nou set de cărți, pentru că de mâine soarele intră oficial în zodia Vărsătorului și după cum am obișnuit, de fiecare dată când soarele schimbă zodia și eu schimb setul de cărți. Ne vedem mâine. Pa, pa!